Experții în securitate au descoperit 16 vulnerabilități ale conexiunilor Bluetooth care i-ar putea pune în pericol pe utilizatorii de Android și de Windows 10. Urmărește subiectul colegul meu Mircea Ivan, editor prezentator al F News. Mircea, despre ce este vorba mai exact? Monica, discutăm despre probleme de securitate care se numesc Bractooth. Sunt afectate dispozitivele care folosesc Bluetooth pentru a conecta produse externe. Vulnerabilitățile au impact asupra cipurilor create de Qualcomm, Texas Instruments și Intel. Aceste chipuri sunt prezente pe multe dispozitive, printre care aș putea enumera Samsung, OnePlus și Google Pixel. Sunt vizate însă și laptopurile Dell sau Microsoft Surface. Vorbim despre cel puțin 1400 de chipuri care utilizează peste un miliard de dispozitive Bluetooth. Concret, prin intermediul Bluetooth, un hacker poate să-ți instaleze malware sau să-ți închide dispozitivul. Nu este însă cazul să te sperii. În ceea ce privește riscul real, un răuvoitor ar trebui să se afle în raza de conexiune Bluetooth pentru a produce daune reale.